Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 9 octombrie 2012. Mă numesc Sorin Bolache Olsiter. Vom face o analiză tehnică daily. Foarte rapid, calendarul economic de astăzi, un calendar economic ceva mai bogat și ca cel de ieri, dintre reperele orare importante. Menționăm ora 10:30, când vom avea un speech al lui Draghi. De asemenea, menționăm că astăzi avem întâlnirea ministrilor de finanțe, Ecofin-ul, prima zi. La ora 11:30, Manufacturing Production-ul pe Marea Britanie, iar un reper orar important, iar după amiază, singurele știri de pe statele, care sunt pe Statele Unite, sunt Economic Optimism la ora 17 și mai avem Housing Starts-ul la ora 15:15 pe zona Canada. GDP și o altă știre pe Marea Britanie, GDP-ul estimat la ora 17. Vom trece foarte rapid până produsele, deoarece ieri am avut o zi în care Statele Unite, partea nord-americană a fost în bank holiday. Nu o să avem foarte multe comentate. SP500 a rămas în stadiu de consolidare cu o ușoară tendință bearish. Spuneam că foarte posibil să revină pe 1440. Iată această tendință de revenire. Aș spune o probabilitate ușoară de short în cursul zilei de astăzi. Rămâne de văzut. Eu aș spune mai degrabă în buy. Dow Jones. Cam același lucru care l-a făcut și SP500. După ce a făcut un nou high vineri, în cursul zilei de luni mai mult a stagnat. A rămas în partea superioară. Rămânem în stand-by să vedem ce are de gând să facă cu această zonă de rezistență la 13.622. Petrolul. Petrolul ieri a avut o zi fluctuantă în sensul că mai întâi a coborât, după care a crescut, a rămas în zona aceasta de range, stand-by și pe petrol. Cred că astăzi va fi o zi definitorie pentru trendul săptămânii acesteia, cred. Vom vedea. Indexul dolarului. Datorită zilei precedente, deci datorită faptului că ieri am avut bank holiday pe Statele Unite, bank holiday pe Canada, bank holiday pe bursa din Tokyo, rămânând activă numai bursa londoneză ca bursă principală. Ieri am avut o zi de indecizie, rămâne în zona aceasta de consolidare, stand-by în continuare și pe indexul dolarului. Foarte posibil, dacă vom vedea căderi pe Dow Jones și pe SP500, deci ușoare corecții, e posibil să vedem o întărire a dolarului dacă și petrolul revine pe acel trend descendent de ieri. Nikkei nu a făcut mare lucru, bursa nu s-a mișcat aproape deloc, piața japoneză fiind închisă, fiind bank holiday. Rămâne să vedem ce va face astăzi, rămâne în această zonă de consolidare cu acel swing high creat și cu o probabilitate ușoară de revenire pe suportul de la 1750, indexul futures al yenului. Yenul s-a apreciat ușor în cursul zilei de ieri, după care a revenit la sub open-ul zilei. Mai mult o bară de indecizie, rămâne să vedem ce va face astăzi. Suntem într-o mediană a unei zone de sideways. Stand-by deocamdată pe indexul futures al yenului, indexul futures al francului elvețian. Indexul futures al francului elvețian, de asemenea, bară de indecizie, nu a făcut mare lucru, rămânem în stand-by, sunt împrinși între două zone importante, anume între 1.0841 și suportul de la 1.0633, rămâne de văzut ce va face astăzi. Cam nu prea avem foarte multe comentarii, tocmai datorită faptului că ieri a fost o zi mai specială, cu bank holiday aproape pe toate piețele majore. Goldul s-a retras ușor în cursul zilei de ieri spre suportul de la 1770-1765, stand-by, să vedem ce va face. Ca probabilitate de trade rămâne în continuare, pe trendul mare rămâne ca probabilitate de trade long. Vom vedea astăzi dacă recunoaște din nou suportul acesta la 1700, hai să spunem generic 65. Mergem pe principale perechi valutare. Am spus că nu o să stăm foarte mult pe ca și comentarii. Scenariile de la analiza tehnică weekly, daily rămân în continuare valabile. Euro USD. Euro USD-ul
în jurul 1-3. Pivotarea a avut-o într-adevăr în cursul zilei de 8 octombrie, a avut o trecere sub 1-3, un breakout la această zonă, s-a așezat pe suportul de la 1-2-9-6-0 și de aici nu a mai reușit să facă breakout. Bara bearish de ieri sugerează o posibilă continuare sau o posibilă încercare de spargere a suportului de la 1-2-9-60. Stand-by deocamdată să vedem dacă acest început de continuare a corecției este valid în cursul zilei de astăzi sau nu, sau revine în continuare și va face un nou high peste 1.3070. Stand-by deocamdată pe EURUSD. GBP USD, bară bearish puternică ieri. Bară bearish puternică ieri, crearea swing-ului, o nouă minimă. Aici probabilitatea este ceva mai clară, este o probabilitate de trade short cu targetare la 1.5950. E adevărat, acum este sau s-a așezat pe 1.6, număr rotund. Probabilitatea de trade este short, probabilitate de break la această zonă. USD/Yen. USD/Yen-ul de devalorizare, dacă vre, devalorizare a USD/Yen-ului până aprecierea puternică a Yen-ului, revenire pe 78, o bară bearish care semnifică o posibilă tentativă de break iară la 78, eu aș spune standby pentru a vedea reacția. Dacă va face trecere sub această zonă din nou de pivot, vom avea o targetare spre minima de la 7745 sau e posibil să avem o reacție de respingere și o revenire pe acest trend up. Rămâne să vedem, deocamdată suntem într-o zonă clară de consolidare sau de range și aș spune chiar într-o zonă mediană pe trecutul foarte apropiat. USD/CHF. Nimic interesant pe USD/CHF, o mișcare tipică în sincronizare cu mișcarea după EURUSD, o ușoară mișcare în uptrend care arată o eventuală revenire pe 0.94. N-aș spune că a făcut o mișcare foarte clară și de aceea recomand un standby și pe USD/CHF. De altfel, cam toate perechile va trebui să-și definească astăzi direcția, dacă o vor face, bineînțeles. USD/CAD. Vorbim de termen scurt și mediu. USD/CAD, o bară de indecizie în cursul zilei de ieri, hai să spunem un inside bar, este necesar un trigger. Probabilitatea de trade este mai mult short. Dacă va face o minimă sub bara minima zilei de vineri, care este și un suport destul de bine conturat, și anume la 97.33, vom avea o targetare spre minima precedentă la 0.9632. Acord o probabilitate mai mare de short. Australian USD. Australian USD au avut o tendință ușor bullish, recunoscând suportul de la 1.0160, am spus eu. Dacă astăzi, și observăm că și astăzi tendința este, cel puțin pe sesiunea Tokyo, este pe o tendință bullish, cu targetare posibilă în 1.0270 într-o primă fază și ulterior spre suportul mai bine conturat de la 1.0326. M-ar interesa formarea unui trigger la, de fapt nu, la formarea unui pattern de tip 1-2-3, un pattern de bare care să îmi indice un eventual reversal și o revenire spre 1.06. De asemenea, o zi de așteptare pentru trade-ul daily. NZD/USD, respingere dacă vreți sau revenire spre zona de la 0.8200. Inițial a fost o bară mai mult de indecizie cu aspect bullish. Iată că în cursul dimineții a reușit să treacă peste prima barei daily de ieri, ceea ce arată o probabilitate ceva mai ridicată de long. De asemenea, și aici este de așteptat un pattern, știu, un pattern de tip 1-2-3 cu care să indice o eventuală direcție spre 83-43, zona superioară a acestui range.
probabilitatea de trade, după cum vedeți, începe ușor ușor să încline spre long. Dragii mei, cam aceasta este analiza tehnică daily de astăzi. Vă urez o zi verde. Nu uitați, grupul OPG a început de ieri în introducerea în cursul, în ciclu educativ, o nouă perioadă de educațională care va dura aproximativ 9 săptămâni. Încă o dată o zi verde și ne auzim mâine dimineață cu o nouă analiză tehnică daily. La revedere!